Am prins această plăcere de a deveni un detectiv și a merge pe urmele lucrărilor lui Arthur Verona de la tatăl meu, care încă de atunci când eram eu copil a realizat un album de artă dedicat celor trei pictori ai familiei. Apoi în 2018 împreună așadar am mers doar pe urmele lui Arthur și am încercat să luăm urma tuturor lucrărilor care astăzi se mai regăsesc în țară. Și multe sunt, sigur, în colecții private și atunci cu ajutorul și al Artmark și al altor colecționari în acest album le-am editat. Arthur a fost frate al lui Nicolae Henri Verona, bunicul tatălui meu, așadar strunchi, ar lucrările lui, foarte multe dintre ele, pentru cunoscători, pentru colecționari, sunt foarte greu de găsit. Acum, la această licitație pe care dumneavoastră o organizați, sunt trei lucrări deosebite. Ei bine, multe dintre ele s-au pierdut de-a lungul vremurilor. Și asta pentru că, nu de puține ori, de trei ori, dacă mi-aduc aminte bine, atelierele lui au ars, cele din București, dar bineînțeles marea sa colecție pe care o avea, casa de la Herța, care sigur acum teritoriul nordul Bucovinei aparține, așa cum știm, Ucrainei. Familia a trebuit să renunțe la tot ceea ce a avut acolo, la moșii, la conace, în fine, și a părăsit teritoriile pentru a veni în țară. Și atunci o mare parte din lucrările sale, din lucrările familiei, pentru că am avut mai mulți pictori, trei pictori în familie, s-au pierdut. Și nu doar lucrări de artă, dar și colecții adunate de Arthur și de ai noștri cu multă migală și cu multă pasiune. Chiar colecție importantă de costume vechi tradiționale, colecție de arme, colecție de carte veche și poate este frumos de menționat colecția de costume tradiționale. Pe acestea le folosea Arthur chiar ca recuzită în foarte multe din picturile sale. Vom vedea țărănimea noastră îmbrăcate cu femeile mai cu seamă, pentru că în portul nostru tradițional frumoase sunt podoabele pe care femeile le aveau. Așadar, Arthur, și asta știu de la tata și de la Paul Verona, atunci când se duceau în codrii Herței, care erau aproape de conac, când se duceau să picteze, era un adevărat alai. Mergeau cu mai multe căruțe, cu ajutoare, care, în fine, adunau cu ei, aduceau de acasă, pe de-o parte, costumele tradiționale, pe de-o parte, recuzita necesară picturii, da, foarte multe, în fine, ustensile de care avea nevoie. Și Arthur nu era doar un pictor care surprindea poate acele momente ale traiului sau muncilor la câmp sau în păduri, dar ci și cel care organiza și orchestra momentul și locul cel mai bun, lumina cea mai bună în care aceste lucrări să prindă viață. O astfel de ocazie, cum este cea acestei licitații, este oarecum unică. Este mai rar momentul în care putem regăsi trei lucrări semnate Arthur Verona într-o licitație în România. Și este important pentru fiecare colecționar și mai ales pentru iubitorii de artă, pentru că au această ocazie unică de a veni la palat să vizualizeze această mică expoziție pe care dumneavoastră o organizați.